acest proiect Wi-Fi for You am aplicat la început, e adevărat, dar la a doua strigare, cum s-ar spune, la al doilea apel, am accesat și noi acest proiect. Acum suntem în discuții, am semnat deja online acordul, așteptăm semnarea din cealaltă parte. Suntem în discuții, aștept oferte vis-a-vis de furnizorii de internet, astfel încât să asiguri internet în spațiile publice. Și aici m-am gândit în... Pentru hârșoveni cunosc zona, bineînțeles avem în zona de centru, avem deja internet gratuit, în zona casei de cultură, dar vreau să dezvolt în zona parcurilor și aici mă refer la parcurile din port, unde chiar am început să dezvoltăm acolo zona, astfel încât turiștii ce vor veni, îi așteptăm de la anul, prin portul Hârșova, să vadă o zonă prietenoasă. Și ne-am gândit să asigurăm și acolo internet. Mai avem, m-am gândit la zona parcului din, de la spital, parcul din zona BRD și parcul din, de la Casa de Cultură din Vaduoi. Pentru că și acolo cetățenii trebuie să fie informați. În prima ședință de Consiliu am inițiat un proiect de hotărâre pe care l-am inițiat și când am fost consilier local și a fost respins la momentul respectiv, dar în momentul în care am ajuns primar am inițiat un proiect de hotărâre prin care toate ședințele de Consiliu să fie înregistrate audio și video. Lucru care s-a întâmplat și de atunci cetățenii pot vedea tot ceea ce hotărăsc aleșii locali. Acest lucru îl fac de ce? Pentru că un cetățean mai informat vine și automat creează, să spunem, o competiție în rândul societății. Iar noi pentru dezvoltare avem nevoie de această competiție. O competiție, să spunem, a resursei umane. Chiar dacă este, să spunem, pe linie politică și clasa politică are nevoie de o competiție și de o revigorare a resursei umane. Primăria a considerat că localitatea are nevoie de o asemenea rețea de Wi-Fi și că ținând cont că toată lumea are un gadget pe care îl conectează online în ziua de astăzi, a vine în sprijinul cetățenilor cu acest proiect care va fi realizat din fonduri 100% europene, nerambursabile. Am aplicat acum o lună de zile pe 19 septembrie cu o cerere de finanțare pe site-ul lor online. Proiectul se numește Inițiativa Wi-Fi for EU. Se acordă vouchere de 15.000 de euro pentru localitățile din Uniunea Europeană, dar și din țări cum este Norvegia și Islanda. Cu aceste vouchere se va face o rețea de Wi-Fi cu puncte de acces în tot orașul, în mod special în piața publică, pentru școli, parcuri. Biblioteca orașului va fi dotată cu un punct de acces, Casa de Cultură. Accesul la internet va fi oferit în mod gratuit, fără niciun fel de publicitate și fără nicio obligație a cetățenilor. Vor fi amplasate puncte de acces gen hotspot-uri, cum sunt și în aeroporturi și în marile centre comerciale din Europa. Lumea se va putea conecta și la noi în oraș, dar și în celelalte centre care vor fi deschise în Uniunea Europeană, fără a introduce parolă sau utilizator, printr-o conexiune directă. Cum v-a venit ideea implementării acestui sistem și aș vrea să ne spuneți câteva cuvinte despre cum îl folosiți, cum l-ați folosit în ultima perioadă? Da, acest sistem a fost instalat în anul 2017 din dorința de a asigura părinții că și copiii se bucură de cele mai bune condiții de îngrijire și toată atenția din partea personalului creșei. Considerăm că este un lucru binevenit pentru părinți, întrucât cel puțin în perioada de începere a anului școlar, când avem boboceii, părinții își pot urmări copiii cu privire la comportamentul în colectivitate, dacă se bucură ori nu de atenție, dacă s-au integrat sau nu în colectiv. Deci ei efectiv pot rămâne pe holul de la intrarea instituției, unde sunt instalate monitoarele, și pot urmări evoluția copiilor atât timp cât doresc. Unde ați ales să montați acele camere de supraveghere? Sunt și înăuntru și în afară? Cum se... Camerele de supraveghere acoperă cele două săli de clase, holul unde se face primirea copiilor, spațiul de joacă din fața creșei și exteriorul creșei.
pentru a evita, pentru a depista eventualele probleme, incidente, neajunsuri care ar putea apărea. Sistemul de supraveghere este realizat cu fonduri de la bugetul local. Am primit o solicitare din partea primăriei pe care am analizat-o chiar astăzi în Consiliul de Administrație pe care l-am avut la ora 12, în care am solicitat un sprijin financiar constant în ceea ce privește implementarea acestui program cu catalogul electronic. Știu ce înseamnă acest lucru, am participat anul trecut la o instruire privind aceasta. E o rezistență într-o câtva la schimbare, dar o schimbare benefică. Pentru că în orice schimbare înseamnă noi, o schimbare o văd ca oportunitate care poate să însemne mai bine. Și dacă primim un sprijin constant, vom face acest lucru, așa am hotărât în Consiliul de Administrație. Da, eu cred că ar putea la un moment dat să înlocuiască catalogul clasic, pentru că toate aceste statistici, că până la urmă în catalog rămân înregistrate nu niște date statistice, niște informații cu privire la fiecare elev, poate că ar fi mult mai simplu să le avem pe toate într-un sistem electronic, să avem acces la ele de oriunde, oricând, și acum, mergând mai departe, din prisma funcției pe care o dețin la momentul acesta de director, pentru director, iară beneficiile sunt foarte mari, pentru că întotdeauna lucrezi la diverse rapoarte și ai acces la toate informațiile fără să stai să mai cauți în cataloge, în arhive, în aplicație găsesc rapoartele de activitate ale cadrelor didactice, în aplicație găsesc rezultatele oricărui elev din școală. Părintele este conectat în permanență cu școala. El este conectat cu realitățile școlii, cu noutățile care apar în sistem, cu situația la învățătură a propriului copil, situația absențelor, numărul de absențe motivate, nemotivate, cele motivate vedem și cum au fost motivate, ca să nu mai existe niciun fel de suspiciuni, de, eu știu, semne de întrebare. Am îmbrățișat încă de la început această idee în discuție cu domnul primar în încercarea noastră de a identifica soluții și odată identificată această soluție, ajutorul a mers mai departe în sensul că, de pildă, din valoarea totală a acestui proiect pe un an de zile, da, a contractului pe un an de zile de implementare a catalogului, undeva la 10.000 de lei, primăria deja și-a asumat primele 3 luni, după care încercăm noi din bugetul propriu să le susținem pe următoarele și la fel alternativ din cu sprijinul primăriei și din bugetul nostru propriu încercăm să le oferim elevilor această aplicație. Face până la urmă munca mai ușoară. Aș vrea să ne vorbiți despre aceste dispozitive și cum le folosiți în meseria noastră. Da, în primul rând camerele audio-video care ne sunt de foarte mare ajutor, în special la scandaluri, la deranjarea ordinii și liniștii publice, locuințe, scări de blocuri. Ele înregistrează și audio și video și le folosim ca și probă, ne apără și pe noi și avem și dovada clară, precum de contravenția sau infracțiunea în sine care s-a și comis. Ele sunt la purtător. La purtător, exact. Suntem și pe mașină, avem o cameră la fel, sonometru care ne ajută, iar din nou, la special sonometru ne ajută când sunt petreceri, când nunți, botezuri, ne ajută foarte, foarte mult.